Migranții recurg la căi dintre cele mai ingenioase și încearcă să înșele vigilența autorităților pentru a ajunge în țările în care și-au propus să muncească și să trăiască. Periodic, polițiștii de frontieră se confruntă cu persoane care vor să intre sau să iasă ilegal din România. De această dată, un eveniment de acest gen s-a produs la Vama Nădlac 2 din județul Arad, unde s-a prezentat un cetățean turc de 35 de ani la volanul unui automarfar, care transporta, potrivit documentelor, roți metalice de mari dimensiuni pentru o societate din Germania. În urma verificării, în interiorul remorcii, în spatele roților metalice, au fost găsite 14 persoane, dintre care 9 bărbați, 2 femei și 3 copii. Aceștia au fost duși la sediul instituției, unde s-a stabilit că grupul era format din 3 cetățeni turci și 11 irachieni. Polițiștii de frontieră fac cercetări acum sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de trafic de migranți pentru șoferul ansamblului rutier și de tentativă de trecere ilegală a frontierei de stat față de cetățenii străini, iar la final vor fi luate măsurile legale.